fost odată un băiețel care și-a dorit foarte mult să întâlnească un înger. Auzise el că îngerii sunt frumoși și buni și într-o zi a pornit în căutarea unuia. Știa foarte bine că nu are să fie o simplă plimbare, așa că, înainte de a porni la drum, și-a umplut bine gentuța cu dulciuri și cu sticluțe de apă, ca să-și mai potolească foamea și setea din când în când. Când a fost la câteva blocuri depărtare de casă, a sărit un parc mare și umbros și s-a gândit să-și tragă puțin sufletul înainte de a porni iar la drum. S-a așezat pe o bancă, lângă un bătrân trist și amărât, dar cu o față luminoasă, care se uita la porumbei ce scormoneau și ei asfaltul, în speranța că vor găsi câte ceva de ale gurii. Băiețelul și-a pus gentuța în brațe și a scos din ea o sticluță de apă, dar când se guste din ea, a fost întrerupt de privirea bătrânului, care se uita insistent la el. Făcându-i se milă, băiatul i-a oferit acestuia câteva dulciuri, iar drept răsplată, bătrânul i-a oferit un zâmbet. Atât de minunat și de radiant a fost zâmbetul bătrânului, încât băiețelul i-a oferit și o sticluță cu apă. Doar va mai primi încă un zâmbet la fel de frumos. Fără nicio ezitare și fără nicio reținere, bătrânul i-a mai zâmbit încă o dată copilului. Toată după amiaza au stat acolo pe bancă, fără să-și spună însă vreun cuvânt unul altuia. Pe când s-a noptat, băiatul se hotărâ să o ia spre casă, mulțumit de bucuria pe care i-o făcuse bătrânul, din care radia atâta dragoste. Nici nu apucă bine să facă doi pași, că s-a și întors să-l îmbrățișeze pe colegul său de bancă. Bătrânul, surprins de gestul copilului, cu lacrimi în ochi, tot ce i-a putut oferi înapoi a fost cel mai frumos zâmbet pe care l-a văzut copilul în acea zi. Ajuns acasă, mama băiatului, surprinsă de expresia feței lui plină de fericire, îl întrebă: "Ce ai făcut tu astăzi de ești așa de fericit? Cine ți-a adus această fericire?" Copilul îi răspunse: "Am stat la masă cu un înger." Iar înainte ca mama lui să apuce să-i răspundă, a mai adăugat: "Știi ceva? Are cel mai frumos zâmbet dintre toate pe care le-am văzut vreodată. Cu toate că e mai bătrân decât mi-l închipuiam." Între timp, bătrânul a ajuns și el acasă și fiul său, observând privirea pașnică a tatălui, nu a putut să nu-l întrebe: "Tată, ce ai făcut azi de ești așa fericit? Cine ți-a adus această fericire?" El i-a răspuns fiului său: "Am mâncat în parc dulciuri cu un înger." Și înainte ca fiul său să apuce să-i răspundă, el a adăugat: "Știi ceva? Este mult mai tânăr decât mi-l închipuia." Morala: adesea subestimăm puterea unei îmbrățișări, a unui zâmbet, a unei vorbe bune, a unei inimi blânde, a unui onest compliment sau a unui simplu act de bunătate și milă. Însă toate acestea sunt insuflate de bunătate și dragoste divină. Minunații!